Și-a găsit sfârșitul după un impact violent cu un parapet. Este cazul unui motociclist în vârstă de 72 de ani, care a vrut să evite o vacă, însă o mișcare bruscă l-a făcut să scape motorul de sub control. Bărbatul a murit pe loc ieri după amiază, după ce s-a izbit cu putere de un parapet din beton pe marginea drumului național 73 în Argeș. Când medicii au ajuns la locul accidentului, motociclistul era deja în stop cardiorespirator și nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.